Cristos a înviat. Cristos a înviat. Cristos a înviat. Glorie lui în vecii vecilor. Amin. Haideți să deschidem scriptura după masa aceasta, în Luca, în capitolul 24. Citim de la versetul 13 până la versetul 35 inclusiv. Luca, capitolul 24, de la versetul 13. Haideți să ne concentrăm toată atenția. Știu că sunteți obosiți, vede pe voi, ați mâncat bine la amiază cum aveam somnul, rați să ne dăm tot interesul ca Dumnezeu să fie cel care să ne vorbească, amin, unde să inima în fața lui Dumnezeu și îi spunem, Doamne, vorbește-ne, este gata să te ascultăm. Și cuvântul Domnului spune astfel, versetul 13. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Maus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbea ei, ei, și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în, zilele acestea, în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri le au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit, noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață în mormânt și nu i-au găsit trupul. Și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedene de îngeri care zicea că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Isus le-a zis, o nepr nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristos la aceste lucruri și să intre în slava sa? Și-a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, Rămâi cu noi, că este spre seară și ziua aproape a trecut. Și-a intrat să rămână cu ei. Pe când cedea la masă cu ei, a luat pâinea, și după ce a rostit binecuvântarea, a o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut înaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă chem să ocupați locurile. Dragii mei, mă bucur pentru fiecare dintre dumneavoastră care ați ales în seara aceasta să fim împreună, să ne închinăm în fața lui Dumnezeu și să ne deschidem inima în fața cuvântului său și mă rog ca fiecăruia în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească. Amin? Îmi place să cred că ați venit cu așteptarea asta la biserică în seara asta nu doar să marcați prezența, ci să Ce ați venit aici cu așteptarea ca fiecăruia Dumnezeu să ne vorbească. Amin? Aș vrea să vă spun încă de la început, eu nu vă cunosc gândurile, nu vă cunosc trăirile, nu vă cunosc problemele, de aceea n-am nicio șansă eu să vă vorbesc. De aceea mă rog și eu alături de voi, Doamne vorbește-ne, suntem gata să te ascultăm. Și hai să ne deschidem inima, să ne adunăm energia, așa cum v-am spus. E important să fim aici și cu trupul și cu mintea. Și să ne ajute Domnul să facem lucrul ăsta. Amin. Cuvântul pe care l-am citit în seara aceasta ne vorbește despre doi ucenici care participând la evenimentele din dimineața învierii, participând la povestea femeilor, se hotărăsc după masa să plece înspre Emaus. Emaus era un sat la o distanță de 11 km aproximativ de Ierusalim. Deci era un drum de câteva ore, probabil vreo două ore, să ajungi acolo, două ore și ceva. Și ucenicii aceștia s-au dus înspre Maus și în timp ce mergeau pe drum, au început să, să reanalizeze toate evenimentele pe care le-au petrecut în ultimele trei zile cu privire la moartea lui Isus, de începând cu cina, ce s-a întâmplat cu moartea lui Isus, cu felul în care preoții cei mai de seamă și-au bătut joc de el, în felul în care a fost dat să moară în mâinile romanilor și rememorau toate aceste evenimente, punându-și întrebări, având nelămuriri, având tot felul de, de, neclarități. Și spune cuvântul Scripturii că în timp ce aceștia doi mergeau pe drum, li se alătură Isus. Și începe Domnul să umble cu ei alături pe drum și începe să îi întrebe Domnul, despre ce vorbiți? Erau așa de aprinși în discuția lor și vorbeau și Domnul îi întreabă, despre ce vorbiți? Și spune cuvântul Scripturii că oamenii aceștia s-au oprit. Și spune cuvântul Scripturii, el a zis, ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. S-au oprit pentru o clipă și s-au uitat la Domnul care erau necunoscut pentru ei și se uitau triști. Dar de ce erau triști? Și spune cuvântul scripturii, versetul 21. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbrăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată cât astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ucenicii au avut niște așteptări de la relația cu Domnul. Ei au avut niște planuri. S-au uitat la Domnul și vă spuneam în joi seara, cei care au fost prezenți, că ucenicii au avut față de Domnul gânduri politice. Ei au știut și l-au recunoscut ca Mesia. Și dacă vă uitați în profeții, Mesia venea în lume ca să le libereze pe Israel de dominația dușmanilor lui. Israel era în vremea aceea sub dominația romană. Și evreii știau că va veni Mesia, îi va elibera de subdominația politică-militară și va domni ca împărat în Israel. El este semânța lui David. El va revendica tronul lui David și va fi împărat. Și ucenicii s-au văzut toți miniștrii. Unul cu finanțele, unul cu. De aia cearta lor, înainte de cină și în timpul cine a fost, care va fi mai mare. Și ucenicii au avut niște planuri, de-a lungul istoriei, dacă știți în Evanghelii, ucenicii întreabă, Doamne, ne-am lăsat totul și Te-am urmat. No, ce ne iese? Mama fiilor lui Zebedei se apropie de Domnul și Doamne, vrem ca uh, băieții mei să fie unul la dreapta și unul la stânga. Să nu vă gândiți că au avut în vedere împărăția cerurilor. Nu, ce era... Ei se gândeau că Domnul se apropie și intră în Ierusalim și toată ceremonia de intrare în Ierusalim, ei credeau toți că El vine să cucerească Ierusalimul și să se așeze pe tronul lui David. Și ucici au avut niște speranțe cu privire la Mesia. Și-au așteptat. Sute de ani de la profeția lui Isaia, au trecut șapte sute de ani de când evreii îl așteptau pe Mesia. Șapte de ani de așteptare. Și se uită ucenicii la el și văd în el toate detaliile despre Mesia. Și au zis, ăsta e omul, ne eliberează Dumnezeu și acum, în sfârșit, ieșim din situația asta de robie. Și loc ca să fie pe tron și Hristos, Mesia, rege, trei zile de când Mesia era în mormânt. Și ucenicii aveau angoase, aveau întrebări. Stai un pic, ceva nu e clar aici. Aveam alte planuri. Lucrurile trebuiau să se desfășoare altfel. Au rămas dezamăgiți ucenicii pentru că Isus nu a fost cine se așteptau ei să fie. Au rămas dezamăgiți ucenicii pentru că Dumnezeu nu a lucrat așa cum ei s-au așteptat să lucreze. Și câți dintre noi suntem într-o situație similară cu a ucenicilor? în viața noastră. Probabil ai terminat o facultate, ai învățat bine, ai tras și de trezești că ești labor de vreo 3-4 ani cu studii în drept, în medicină, crezând că Dumnezeu îți va deschide ușile și vei avea o altfel de viață. Câți dintre noi nu ne-am plănuit alte lucrurile și ne-am ajuns într-un moment în viață dezamăgiți de felul în care Dumnezeu a lucrat? Câți dintre noi l-am început Poate afaceri și suntem în faliment și o trebuit să fugim din calea falimentului? Pentru că Dumnezeu n-a intervenit așa cum noi ne-am așteptat și așa cum ne-am rugat. Poate ai greutăți financiare și îl rogi pe Dumnezeu să-ți dea un job mai bun. Și faci asta de luni de zile și Dumnezeu încă n-a intervenit. Și Dumnezeu nu lucrează așa cum ai așteptat tu și cum ai vrea. Are atâtea promisiuni Dumnezeu și tu ești dezamăgit. Dumnezeu nu împlinește față de tine parcă promisiunile lui. Repet, poate ai avut probleme financiare, ai avut un business și era în prag de faliment și l ai rugat pe Dumnezeu să intervină, să salveze situația și n-a făcut-o. Poate ai avut pe cineva drag bolnav și te-ai rugat și ai postit și ai avut atâtea, uh, ai făcut tot ce ai crezut tu că trebuie făcut. Și cu toate astea Dumnezeu nu l-a vindecat. Și-a plecat din lumea asta și e dezamăgit. Poate atâtea probleme. Ți-ai pus speranța. Te-ai rugat. Și Dumnezeu n-a lucrat așa cum tu te-ai așteptat. Noi cerem să te bucuri astăzi. Și sărbătoarea asta e o sărbătoare a bucuriei. Și zicem, bucură-te. Dar tu cum să te bucuri că în inima ta tu ești dezamăgit de Dumnezeu? Dezamăgit de modul lui de a lucra în viața ta? Te uiți cum Dumnezeu lucrează în viețile altor oameni, auzi cum povestesc minuni și în viața ta tu nu ai nimic din toate astea. Parcă pe tine Dumnezeu te-a uitat și nu împlinește față de tine nicio promisiune. Parcă toate promisiunile Dumnezeu le are pentru alții. Și poate în această zi, într-o zi de bucurie, tu ești trist pentru că Dumnezeu n-a lucrat așa cum tu te-ai așteptat. Și în după masa asta aș vrea să vă vorbesc de scriptură și să vă aduc acest mesaj. Ce să faci? Sau cum să te raportezi la o astfel de situație? La o situație în care Dumnezeu parcă nu răspunde, parcă lucrează împotriva așteptărilor tale. Ucenicii erau atât de triști în inima lor pentru că ei s-au așteptat, aveau alte planuri, total alte planuri, total o altă perspectivă despre viitor și în mijlocul bucuriei lor, în Ierusalim, când trebuia Iisus ajungă pe tronul lui David, el este răstignit și moare sub ochii lor, fără să poată face ceva. Ce să faci când ești dezamăgit de modul lui Dumnezeu de a lucra? Ce să ai în minte când ești și simți în inima ta această tristețe vis-a-vis -vis de modul în care Dumnezeu lucrează în viața ta? Și primul lucru pe care vreau să-ți-l aduc aminte este să știi că întotdeauna obiectivele lui Dumnezeu au în vedere binele tău mai mare. În Întotdeauna Dumnezeu este preocupat de binele tău suprem. Amin? Hai să uităm în scriptură. Ei se gândeau că Isus va fi un conducător militar, că îi va izbăvi de Imperiul Roman și și-au pus toată nădejdea în el. Isus este conducătorul militar, generalul de care avem nevoie. Alături de Isus, nu e nimic, nimic o problemă. Marea se înfurie, Isus stăpânește furtuna. Avem lipsuri, Isus înmulțește pâinile. Avem alte boli, Isus vindecă orice boală. Îi mor cineva, Isus îl înviază. Isus este conducătorul perfect. Ar răspuns și soluții la orice problemă. Și spun ei, versetul 21, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi sunt trei zile de când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Ei se gândeau la o soluție pentru problema lor. Din acel context, din acel moment. Dar Isus avea pentru ei o soluție mai amplă. Isus se gândea mai, mai încolo. Isus nu avea în vedere doar o salvare temporară și pământească, ci Isus era preocupat de salvarea lor veșnică și spirituală. Dacă Isus domnul s-ar fi oprit să salveze acea generație a lui Israel de Imperiul Roman, noi astăzi nu eram aici. Dacă Isus ar fi fost preocupat doar de rezolvarea problemelor pământești a lui Israel, Eu nu eram aici. Dar murind pe cruce, Dumnezeu i-a salvat pentru eternitate. Întotdeauna când Dumnezeu lucrează în viața noastră, dragii mei, Dumnezeu urmărește binele meu suprem. Dumnezeu se uită la ce e mai bine pentru mine, pentru eternitate, nu pentru lumea asta. Când Dumnezeu se implică în viața mea, Dumnezeu întotdeauna analizează ce e mai bine pentru George, pentru eternitate, pentru veșnicie. Asta e perspectiva din care privește Dumnezeu. Este natural, dragii mei, să gândim cum gândeau ei. E natural. Ei au stat lângă Isus și natural, o omenește, e 100% natural să gândești așa cum gândeau ei. Este natural, dragii mei, să dorești vindecarea unui membru iubit din familia ta. E natural. E normal să gândești așa. E normal să, să-ți dorești ca un viitor, un viitor bun pentru copiii tăi. E natural. E natural să-ți dorești un loc de muncă mai bun din care să trăiești decent. Dar nu-i greșit să-l ceri lui Dumnezeu. Dar ține minte. Dumnezeu îngăduie în viața ta momente în care aparent nu răspunde. Doar pentru că are în minte un bine mai mare, mai înalt pentru tine. Dumnezeu te ține în clipe în care apare, nu răspunde. Dumnezeu îngăduie în viața ta momente de greutate, de durere care scrângene și dureroase. Dar întotdeauna în mintea lui Dumnezeu este un bine mai mare pentru tine. Vreau să aduc aminte de un exemplu din Scriptură. În Geneza, capitolul 37, este unele dintre cele mai interesante pentru mine pasaje din Scriptură. E vorba despre Iosif. Dacă citiți Geneza, capitolul 37 și ignorați, faceți-vă că nu știți povestea lui Iosif, veți vedea că viața acestui om nu are nicio logică. De tânăr se naște cu o minte sclipitoare, răsărit dintre toți frații lui. Avea altfel, era altfel. Tatăl lui îl iubește într-un mod special, îl favorizează în multe situații și pentru că tatăl lui îl iubește într-un mod special, frații lui încep să-l urască. Dar nu să-l urască. Să nu-i poată spune o vorbă prietenească. Adică eu să se trezează dimineața, dădea de bună ziua la toată lumea și nimeni nu dădea bună ziua cu el. Iosif întindea mâna către fiecare din frații lui și nimeni nu întindea mâna înapoi. Asta era contextul familiei lui Iosif. Așa era iubit Iosif în familia lui. Nimeni nu putea să-i spună o vorbă prietenească. Avea vreo vină? Pentru că era hăruit de Dumnezeu într-un mod special. Și pentru că tatălui îl iubește frații lui, așa de mult l-au urât. Că la un moment dat l-au vândut sclav în Egipt. În floarea vârstei ajunge sclav în Egipt. Noi nu imaginăm ce înseamnă cuvântul sclav. Grecii aveau pentru sclav un termen, adică îi numeau soma, adică trup. Ăștia nu sunt oameni, ăștia sunt doar trupuri. Nu au valoare. Dacă îl omori, e argintul tău, îți banii tăi, ca și cum vrei să spargi telefonul, faci vrei că e tău, dă cu el de pământ. Asta era valoarea unui sclav. Și Iosif, briliantul, ajunge sclav în Egipt. Nici o logică. Apoi, ajungi în casa lui Potifar și ți se pare că Dumnezeu are cum îi răsplătește credincioșia. Că Dumnezeu în, sfârșit implică în viața acestui om. Și când ajunge în casa lui Potifar, pentru că vrea să fie sfânt, 13 ani de pușcărie, 13 ani de temniță grea. Și oricum ar fi pușcăria, e pușcărie. În casă la tine să fii obligat să fii închis 30 de ani, e cumplit. Să nu mai gândim la pușcărie în antichitate. După ani de zile de pușcărie, răsare o lumină. Pitaru și brutarul stau în aceeași celulă cu Iosif. Le tâlcuiește fiecăruia cât un vis, unul moare, unul se duce înapoi în casa în faraonului și Iosif îi zice, auz, să nu uiți de mine. Și ți se pare că răsare o lumină. Și ce se întâmplă? Cum paharnicul pleacă din pușcărie? Uite de Iosif, ani de zile de temniță. Vreau să întreb ceva, are vreo logică? Nu. Oricum ai încercat să explici că Dumnezeu... Nu, nu are logică. A spune cuvântul Sipturii că după ce frații lui se întorc la Iosif și tatăl lor moare, frații lui au zis, bă, acum ăsta Iosif ne lichidează, se răzbună pe noi și ne omoară. Dar Iosif îi adună pe toți și spune în, în, în capitolul 50 din Geneza, versetul 20, Iosif are un cuvânt superb acolo și zice așa, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Dumnezeu în mijlocul acestui rău, unui rău clar, frații lui nici o clipă n-au avut în minte vreun bine, au vrut 100% rău, dar Dumnezeu a avut capacitatea să schimbe din rău în bine pentru un bine mai mare. Dumnezeu l-a tărit pe Osif ani de zile prin pușcărie ca să-i salveze viața lui și familiei sale, pentru că Dumnezeu întotdeauna are în minte un bine mai mare pentru mine. Amin? Întotdeauna când Dumnezeu lucrează în viața mea diferit de cum aștept eu, când mă doare felul lui Dumnezeu de a lucra, când mi se pare că Dumnezeu nu răspunde, să știți că întotdeauna Dumnezeu urmărește binele meu suprem. Colegul meu de bancă a murit la 18 ani într-un accident de mașină. Și am fost surprins să aud cuvintele. Un alt prieten al meu e prieten cu el și a vorbit cu el. Și știți care au fost cuvintele fratelui care a rămas în viață? Mă doare cum muri fratele meu la 18 ani. Dar îmi dau seama că așa a fost mai bine pentru el. L-am simțit, spunea el, că nu va face față. Sunt o familie cu resurse, o familie cu bunăstare și zicea, l-am simțit că se pierde. Că nu va face față și Dumnezeu l-a luat. Sără maturitate să poți gândi în felul ăsta. Dumnezeu a avut pentru omul ăsta un bine mai mare. Pentru familia lui un bine mai mare. Pentru că asta e perspectiva lui Dumnezeu. Mă doare, nu înțeleg de ce, nu am răspunsuri, nu are logică, dar să știți întotdeauna să aveți în minte asta. Că în mijlocul suferinței, care e cumplită, nu avem argumente pentru ea. Sunt unii care încearcă să ne liniștească cu sfaturi, nu ajută Când stai în fața unui, unui, unui coșciug, n-ai ce sfaturi să dai. Te pui în locul lor și îți dai seama că n-ai ce să zici. Ca slujitor sunt chemat la multe mormântări și la multe mormântări și ce să predic? Ce să le zic la oameni? Ce singurul lucru care pot spune este că Dumnezeu, chiar dacă nu pot explica acum, are pentru fiecare dintre noi un bine mai mare. Când mintea lui Dumnezeu, situația asta, lucrează în așa fel încât pentru viața mea și pentru viața lui e un bine mai mare. Considerați că lui Dumnezeu a făcut plăcere să vadă sufletele dărâmate? Ale ucenicilor lui? Că a plăcut lui Dumnezeu să vadă trupul sfârșit al Fiului său, bagiocorit, umilit? I-a făcut plăcere lui Dumnezeu să vadă acest scenariu tragic în care mai mari strigau înaintea lui: Dă-te jos de pe cruce, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu n-a suferit în inima lui în momentul răstignirii? Ba da. Domnul Hristos a acceptat crucea a băut paharul pentru că știa că e unica soluție pentru mântuirea noastră. Și Isus Hristos a trecut prin toată suferința pentru că a avut pentru noi în minte un bine mai mare. Când ești dezamăgit de felul lui Dumnezeu de a lucra în viața ta cum erau ei, aduți aminte că Dumnezeu întotdeauna a gândit pentru noi un bine mai mare. Și dacă trecem prin suferințe, prin necazuri, prin probleme, Dumnezeu le îngăduie în viața noastră pentru că are un plan mai bun pentru noi. Și te îndemnă în seara aceasta. Așa stă în brațele lui și spune, Doamne, eu nu înțeleg cum. Nu înțeleg logica ta de niciun fel. Nu pricep. N-am argumente, nu te pricep, Doamne. N-are logică pentru mine ce faci. Dar după masa asta vreau să spun prin credință, Doamne, accept binele tău mai mare pentru mine. Chiar dacă nu-l pot explica, nu știu cum funcționează, da? Cred că tu știi. Dacă ne uităm la istoria lui Iosif, pas cu pas, nu înțelegi nimic din ea. Dar dacă te uiți de la final înspre început, nu? Tot are logică. Înțelegi, Dumnezeu a vrut să salveze poporul. Dumnezeu putea să folosească altă metodă, dar au vrut-o pe asta. De ce? Pentru că Dumnezeu face ce vrea. Când ești dezamăgit de modul lui Dumnezeu de a lucra, Aduți aminte că întotdeauna Dumnezeu are în minte un bine mai mare pentru noi. Dar mai mult, spune cuvântul Scripturii în versetul 19. Ei ziceau, tu e singurul care nu știi ce se, se întâmplă zilele acestea în Ierusalim și el întreabă ce. Și ei au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret? care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înainte lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt și nu i-au găsit trupul. Și-au venit și-au spus că ar fi văzut și-o vedine de îngeri care zicea că el este viu. Iisus se apropie de ucenicii care mergeau pe drum triști, dezamăgiți, zdrobiți în inima lor de cele întâmplate, care au dărâmat de atâtea întrebări fără răspuns. Aveau atâtea întrebări la care nu aveau răspuns. Și Domnul se apropie de ei și știți ce face Dumnezeu cu ei? Îi provoacă? să vorbească. Isus se apropie de ei și îi provoacă. Care e problema voastră? Ce discutați? Vreau să aflu care ce se întâmplă în inima voastră. Pentru că, dragii mei, atunci când nu înțelegi și ești dezamăgit de modul Dumnezeu de a lucra, să știi că Dumnezeu nu fuge de tine. Noi când dezamăgim pe cineva și ne simțim așa, în situația în care știm că am dezamăgit, ferim, fugim, ocolim. Dacă am putea, când îl vezi de departe, faci prima la dreapta și te duci. Dar Dumnezeu nu lucrează așa. Atunci când ești dezamăgit de el și simți că felul de a lucra în viața ta nu are nicio legătură cu așteptările tale, Dumnezeu nu fuge de tine. Dumnezeu se apropie de tine și Dumnezeu te ascultă și te provoacă, spune. Vorbește. Și ei încep să-și descarce inima. Isus este interesat de durerea ta este interesat de ceea ce simți. De agonia și de durerea pierderii celor dragi, poate. De frământările pe care le ai în inima ta. De durerile pe care poate nu le poți spune nimănui. De atâtea lucruri care le ții strâns în inima ta și care îți fac atât de grea inima. Isus este acolo și vrea să îți deschizi inima în fața Lui și să spui. Să vin față de Dumnezeu să spui, Doamne, eu nu așa m-am așteptat. Nu așa a arătat viața plănuită în ochii mei. Nu așa m-am gândit că va fi. Doamne, nu ăsta e scenariul pe care mi l-am imaginat. Nu ăsta e, Doamne. Nu așa trebuie să arate în mine și nu așa arăta în mintea mea. Să știi că Dumnezeu nu fuge de tine. Și Dumnezeu te ascultă și îți dă ocazia să vorbești. Iisus este gata să audă despre nopțile tale de agonie în care ai plâns și poate nu te vede nimeni și se întoși fața spre perete și plânge înainte lui Dumnezeu. De clipele în care simți că povara e prea grea și nu mai poți înaintea. Dumnezeu vrea să audă despre acele clipe. Dumnezeu nu fuge de tine și nu vrea de la tine doar laudă și nu vrea de la tine doar cuvinte frumoase și Dumnezeu în această după masă stă înaintea ta și zice deschide-ți inima și spune. Și te îndemn din toată inima în seara asta, faceți lucru înaintea Domnului și spune, Doamne, se zamăgit, strist. trist, cei care au citit cartea lui Iov, știți cartea acestui om, care suferea pe nedrept, nu avea nici o logică suferința lui, nici o logică. Au venit prietenii lui și au încercat să-i demonstreze, Iov, tu ești un om păcătos, că Dumnezeu nu are cum să dea pedepsi un om sfânt. Știți principiul retribuției, adică dacă ești rău, primești rău, dacă ești bun, primești bine. Să știți că în viața asta nu e funcțional Spune Psalmistul, Psalmul 73, era să-mi pierd credința când m-am uitat la cei răi. Li se bulbu cu ochii de grăsime, au mai mult decât le dorește inima. Toate zilele lor n-au nicio problemă, și-s răi, Doamne. Și mă uit eu, zic Asaf, la viața mea. și sfânt, și escurat, curat înaintea ta și numai baiuri, numai probleme, numai situații, numai una peste alta, Doamne, și nu mai ies la, la suprafață. Asta zice Asaf. Și prietenul lui Iov îi spune, Iov, tu păcătuit și Iov le demonstrează tuturor, eu sunt curat înainte lui Dumnezeu. Și la un moment dat Iov îi cere Domnului să-l confrunte, zice, Doamne, vreau să stau de vorbă cu tine. Și știți ce îmi place de Dumnezeu? Dacă știți cartea Iov, știți când răspunde Dumnezeu lui Iov? Când Iov pune punct discursului său și Doamne, până aici am vorbit eu. În cartea Iov, când citiți, până aici au fost cuvintele lui Iov. Abia din momentul acela începe să vorbească Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dispus să te asculte până la capăt. Și în clipa aceea spune cuvântul Scripturii că Dumnezeu s-a coborât la Iov și a stat de vorbă cu Iov. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, nu fuge de noi, ci îți ascultă plângerea până la capăt. Atunci când ești în astfel de situații, de durere, te din toată inima, deschizi inima în fața Domnului și varsă înaintea Lui. Nu-ți alege alți oameni să le spui durerea inimii tale, ci spune după masa asta lui Dumnezeu, Doamne, uite, astea sunt lucrurile cu care m-ai dezamăgit, care n-ai lucrat așa cum m-am așteptat eu. Pentru că Dumnezeu este dispus să te asculte. Atunci când ești dezamăgit de modul Dumnezeu de a lucra, ține minte, Dumnezeu are întotdeauna, urmărește întotdeauna binele meu mai mare. Mai mult. Dumnezeu este dispus să asculte plângerea mea. Dumnezeu nu fuge de mine. Dumnezeu mă ascultă. Și al treilea lucru care vreau să-l spun este că Dumnezeu este acolo lângă mine, chiar dacă nu-l pot recunoaște. Versetul 16 spune așa. Că ochilor erau împiedicați să-l cunoască. Ei mergeau pe drum și lângă ei mergea Hristos. Hristos era acolo lângă ei. Ne spune Biblia că Iisus a apropiat de ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Dragii mei, faptul că ei nu l-au recunoscut lângă ei nu înseamnă că El nu era acolo. Dar ce am împiedicat pe ei să-L cunoască pe Iisus? Ce și-a împiedicat? Tristețea. Dezamăgirea de felul în care a fost distrus visul lor cu privire la Iisus i-a dus până acolo încât ei n-au mai putut crede mărturia femeilor. Vă spuneam de dimineață și vă vorbeam despre puternica mărturia femeilor, despre detaliile puterii lui Dumnezeu manifestate în dimineața învierii. Și ei când au auzit ucenicii, povești. Petru și Ioana leargă la mormânt, văd că se întâmplă lucruri exact cum au zis femeile, dar tot nu pot crede. Pentru că peste inima lor s-a coborât dezamăgirea, tristețea. Iubiții mei, să știți că eu nu-i acuz pe oameni că își pierd câteodată credința în mijlocul tristeții. Pentru că tristețea în viața noastră are un efect foarte ciudat. Ne face să uităm promisiunile lui Dumnezeu. Când ești dezamăgit și trist, promisiunile lui Dumnezeu pentru tine parcă nu mai au rezonanță. Ei știau promisiunile lui Isus, știau Vechiul Testament, știau profețiile, știau toate aceste lucruri. Dar pentru ei ele nu mai aveau o rezonanță pentru că ochii lor, din cauza tristeții, nu mai erau pregătiți să-L recunoască pe Iisus. Era cu ei pe drum și ei nu și-au dat seama. La fel și noi, dragii mei, când suntem dezamăgiți, avem tendința să anulăm din viața noastră promisiunea lui Dumnezeu. De câte ori Dumnezeu n-a intervenit în viața noastră și și-a arătat gloria și slava? Și cu toate astea e atât de greu să crezi acest lucru când ești în mijlocul problemei. Poate în viața ta ai avut atâtea minuni pe care Dumnezeu le-a făcut pentru tine, dar parcă e așa de greu să crezi în promisiunile lui Dumnezeu acum, în mijlocul acestor probleme. Pentru că atunci când suntem triși și dezamăgiți, parcă promisiunile lui Dumnezeu nu mai au rezonanță pentru noi și nu mai putem recunoaște și nu mai putem recunoaște pe Dumnezeu în viața noastră din cauza dezamăgiilor noastre. Iisus a fost cu ei pe drum de la început. Dar știți când l-au -au recunoscut ei? La frângerea pâinii. Iisus a fost cu ei de la început pe drum. Dar ei l-au recunoscut abia la frângerea pâinii. Iubitul meu, faptul că te simți singur și nu poți recunoaște în viața ta promisiunea lui Dumnezeu, nu înseamnă că El nu e acolo lângă tine. Poate ești trist și dezamăgit și poate ai senzația că e singur de o vreme. Vreau să spun, nu e singur. Cu ochii tăi s-a și nu-L pot cunoaște pe Iisus lângă tine și nu mai poți să-L vezi în mijlocul situațiilor prin care treci, nu înseamnă că nu e acolo. Isus era cu ei pe drum, dar ei nu-L puteau vedea. Așa să închei după masa asta. Ce trebuie să știi când ești dezamăgit de modul lui Dumnezeu de a lucra? Aduți aminte că Dumnezeu are pentru tine un bine mai mare. Amin? Și toată situația prin care treci și toate problemele prin care treci au un bine mai mare pentru tine. Care e acela? Nu știu. Care e logica lui Dumnezeu? Nu știu. De ce Dumnezeu vrea să facă așa? Nu știu. Dar învățăm în după masa asta că Dumnezeu întotdeauna are un bine mai mare. Nu doar o salvare efemeră, ci una veșnică. Și Iisus a plătit prețul suferinței, i-a dezamăgit pe ucenicii lui. Toate acestea s-au întâmplat pentru că asta era unica soluție de salvare. Eu nu știu ce trebuie să înveți tu, din momentele prin care treci. Nu știu ce vrea să te învețe Dumnezeu, dar ține minte, e pentru un bine mai mare. Al doilea lucru care trebuie să-l înveți este să știi că Dumnezeu, când ești dezamăgit de El, nu fuge de tine. Noi suntem sfântoci câteodată și avem așa... Cum să recunoști că Dumnezeu te-a dezamăgit? Da, am avut în viața mea momente în care Dumnezeu m-a dezamăgit. Am avut momente în care n-am înțeles de ce Dumnezeu lucrează cum lucrează. Am avut momente când m-am dus în fața Lui și am spus, Doamne, sunt foarte supărat pe Tine. Sunt dezamăgit de modul în care lucrez. Și vreau să spun ceva, Dumnezeu nu m-a alungat din prezența Lui pentru asta. Eu vi un model că în fața Lui Dumnezeu ai voie să spui ce simți. Ai voie să-i spui Dumnezeu, Doamne, nu cred că asta e varianta corectă. Și Dumnezeu stă de vorbă cu Iov și niciodată Dumnezeu nu i-a reproșat lui Iov nimic din ce a spus. Și doar i-a vorbit despre măreția lui. Și când Iov îl vede pe Domnul măreția lui, zice, Doamne, îmi dau seama că am vorbit ce nu trebuia vorbit. Dar Dumnezeu nu ce Iov, ai, ai mers prea departe. Dumnezeu e gata să te asculte în seara asta. Deschieți inima. Nu pleca de aici cu inima împietrită. Și deschideți inima și spune, Doamne, îți dezamăgit! Nu asta e planul vieții pe care l-am dorit. Și ține minte că Dumnezeu e lângă tine și când nu poți recunoaște asta. Cum? Dumnezeu e cu mine în falimentul în care s-am ajuns o epavă. Nu mi-e nimic. Dumnezeu e cu tine. Am probleme și nu mai ies din ele. Cum poate fi Dumnezeu cu mine aici? E cu tine. Dacă tu nu poți să-l vezi, nu înseamnă că te au părăsit. Israel avea o problemă cu Dumnezeu, ce Doamne, mai părăsit, ai plecat. Și Dumnezeu îi zice prin profet, uite înapoi, uite înapoi. N-am fost eu cu tine? Poți urmări mâna mea? Dacă mă uit în viața mea și mă uit în urmă, din clipa asta, văd în fiecare moment din viața mea mâna Domnului care m-a condus, dar au fost clipe în care n-am văzut-o și n-am înțeles ajunseseră la Emaus și Isus se făcea că vrea să meargă mai departe. Așa de frumoasă imaginea asta. Isus n-a vrut să meargă mai departe nici o clipă. Nici într-un moment el nu și-a dorit să meargă singur mai departe. Dar știți și a așteptat Isus? Să-i spună cei doi, rămâi cu noi. În seara asta Isus îi prezent aici. Poți să lași să meargă mai departe, să meargă pe lângă tine? Sau poți să spui, Doamne, rămâi cu mine? Și în clipa în care Isus rămâne cu ei, Isus le deschide ochii. Și viața lor se schimbă. Dar vrea seara asta să îi spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să stau de vorbă cu tine. E o zi a învierii. E o zi de bucurie, dar poate tu nu te poți bucura. N-ai vrea seara asta să-i spui, Doamne, eu vreau să stau de vorbă cu tine. Își cer o întâlnire privată, eu și tu. Să-ți spun, Doamne, ce se întâmplă în inima mea. N-ai vrea seara asta să-i spui aceste lucruri lui Dumnezeu? Înainte de a ne ruga, aș vrea să cântăm un cântec. Și aș vrea să-l cântăm împreună. Dar eu mă încred, chiar dacă nu pot să înțeleg, mă încred. Când taine nu pot să desleg, mă încred. Chiar dacă trec frânt. Chiar dacă inima mea e zdrobită. Hai să plecăm capetele să ne rugăm înaintea Domnului.